Bună tuturor! Astăzi m-am gândit să facem o rețetă de frittata pentru micul dejun. Pentru asta avem nevoie de 4 ouă, 100 de grame de mozzarella proaspătă, un ardei gras, ciuperci, niște ceapă și usturoi și niște roșii cherry, dar și un strop de ulei. Tragem la tigaie legumele cu un pic de ulei și pentru a avea și un pic de apă, le punem un capac deasupra. Acum că legumele sunt gata, le punem pe toate într-o tavă pe care o vom pune la cuptor. Deasupra punem ouăle bine bătute. Mozzarella tăiată în felii. Puteți să folosiți orice fel de brânză, în schimb mozzarella e foarte dietetică, plină de calciu și nici nu e sărată, deci e perfectă pentru cei mici. Și pe deasupra eu voi folosi niște roșii cherry. Aveam câteva congelate, așa că le folosesc pe acestea, dar puteți să folosiți orice alte legume doriți dumneavoastră. Așa arată frittata noastră înainte de a o pune în cuptor. Trebuie să o punem în cuptor la 180 de grade, 20 de minute, până să se coacă bine. Arată frittata scoasă din cuptor. Poftă bună!